Bună! Bună! Suntem Cristina și Terina de la Another Side of Me și în filmulețul de astăzi ne-am gândit să vă arătăm ultimele noutăți în materie de cosmetice pe care abia așteptăm să le testăm. Unele dintre ele le-am și folosit și o să vă spunem părerea noastră despre ele. S-au lansat destul de multe produse în ultima vreme, atât produse de îngrijire cât și produse de machiaj și o să împărtășim astăzi noutățile cu voi. O să încep cu noutățile de la The Body Shop. Au lansat o mulțime de produse de îngrijire și de machiaj, avem ceva. Produsele sunt în general de inspirație asiatică, să zic așa, cu ingrediente de origine asiatică. O să vi le arăt imediat. E vorba de un toner, Clarify Milky Toner. Acesta este cu ginseng și extract de orez din China. Ne place că nu e chiar foarte lichid, e lăptos, după cum îi zice și numele. Și miroase așa fresh, a ceva, o plantă, cred că ginseng și nu știu, pare... L-am încercat o singură dată, nu mi-am format încă o părere despre el. Și totodată l-am încercat. Nu pot să zic că mă nebunește mirosul, însă e ok pentru că dispare foarte repede, adică nu mai simți peten, doar când îl miroși din sticluță. Aici avem o mască de față, Pollution Clearing Mask, cu Japanese Matcha Tea. Este cu ceai de matcha. Aceasta purifică tenul și înlătură efectele negative ale poluării. Am mai avut un serum pe care îl folosim, mai avem foarte puțin și îl terminăm din gama asta împotriva poluării. Mi se pare super bun acela. Abia așteptăm să folosim și această mască. Ne plac mult și ambalajele măștilor, mai avem măști de la The Body Shop și ne plac mult borcanelele acestea, sunt super drăguțe. Mai avem o mască inedită, să zic așa, pentru că nu am mai auzit de conceptul ăsta până acum. Aceasta este o mască anti-imperfecțiuni și se lasă peste noapte, aplică în special pe zonele cu imperfecțiuni, de exemplu dacă aveți un coș mai mare sau, nu știu, o cicatrice, o urmă, ceva, aplicați această mască și o lăsați peste noapte, iar dimineața clătiți și vă veți trezi cu tenul mai curat. Aceasta conține extract de tea tree și de acid salicilic. Abia așteptăm o să o folosim strict pe coșuri, pentru că ne mai apare unor coșuri destul de mari, mai ales de acelea dureroase sub piele și o să o aplicăm peste noapte și să vedem ce efecte are. Chiar suntem mega curioase de această mască. Aceasta are un miros mai puternic de tea tree. Dacă nu vă place mirosul de tea tree, nu știu dacă să vă placă și masca. E bine că ador și nu mai simți. Un alt produs nou lansat de Body Shop este o pudră, Clarifying Polishing Powder Wash. Și aceasta este cu ginseng și Chinese ginseng and rice, cu orez și ginseng. Acesta din nou este un concept destul de interesant. Este o pudră în interiorul acestei sticluțe și trebuie să spui puțin în palme și apoi o amesteci cu apă și la contactul cu apa se transformă în gel de curățare. Este ideal pentru călătorii, pentru că în călătorii poate ți se varsă produsele și n-ai chef să iei cu tine toate gelurile de curățare și așa. Și așa e pudra aceasta, o pui puțin și la contactul cu apa se transformă în gel de curățare. Mi se pare foarte ingenioasă această metodă de prezentare. Spune că este și iluminatoare, pentru că iluminează tenul și uniformizează și curăță blând, adică nu agresează tenul, nu îl usucă. Este super, o să încercăm când plecăm în vacanță. Și s-a mai lansat și un fond de ten nou, Matte Clay Skin Clarifying Foundation. Acesta este cu argilă și cu tea tree. Suntem date acum cu acest fond de ten și mi se pare super. Inițial când am văzut recipientul, am zis, sigur o să fie închisă, pentru că noi avem tenul super deschis și folosim mereu prima nuanță la toate fondurile de ten. Este nuanța Tamerza Dun 026, însă mi se pare super pentru că are un subton galben destul de pronunțat, însă se adaptează tenului și uniformizează pe ten și arată destul de bine, adică nu e închis față de nuanța tenului meu, mie mi se pare că mi se potrivește foarte bine. Are o textură ușor pudrată, este mat, nu știu cât să-l recomand unui ten uscat, însă noi avem ten uscat, de exemplu, și acum l-am folosit cu succes, adică nu mi-usucă tenul sau ceva, însă scoate, are tendința să scoată în evidență zonele uscate, el e destinat unui ten mic sau gras. Nu mai ai nevoie să folosești pudră, pentru că nu se lucește fața, nu se strânge. Scrie aici 24 hour shake control, 24 hour long wear, non-pore clogging, deci nu blochează porii. E ok să folosești dacă aveți un ten acneic sau cu imperfecțiuni. Și scrie că pielea respiră atunci când folosiți acest fond de ten și că are matte high coverage. Cum am spus, are aspect mat într-adevăr și acoperirea mi se pare medie, chiar spre mare, aș zice. E oricum, are o acoperire foarte bună. Trebuie să îl întindeți destul de repede atunci când îl aplicați, pentru că mi se pare că se usucă foarte repede și dacă nu îl întinzi bine, apoi risc să mai... Cred că are și pudră în compoziție, de fapt are argilă, da, are argilă și
extract de titri și mi se pare că tocmai de asta nici nu strucește tenul după, chiar după mai multe ore în care îl purtați. Mi se pare, l-am purtat cred că vreo 10 ore maxim și... Bine, noi avem ten uscat, deci nu da, putem să zicem că ne-am pudrat de... nu știm cum se comportă pentru un ten gras sau... Da, exact, nu pot să zic asta, dar da. De la alte funduri de ten, cert e că dacă nu-mi dau cu pudră, îmi lucește și începe să-mi lucească tenul după câteva ore, de la asta nu mi s-a întâmplat. Îl recomandăm special pentru tenul mixt sau gras. Eu o să vă arăt noutățile Melchior și o să încep cu produsul nostru preferat, ca să zic așa. Este vorba despre un blush nou de la ei. Are un ambalaj super vesel și drăguț. Mi se pare că e perfect pentru vară. Și este super drăguț. Imediat să vă arătăm și nuanța. Ne place foarte mult. Nuanța care o avem noi se numește Rose Glacé și este un blush iluminator foarte drăguț. Chiar dacă nu mai e vara, acest ambalaj super colorat și drăguț ne aduce aminte de anotimpul nostru favorit. Arată cam așa. Nu l-am folosit încă pe ten pentru că nu am apucat să-i facem poze și noi întotdeauna facem poze înainte să folosim un produs ca să se vadă cât mai drăguț. Dar l-am testat puțin pe mână și mi-a plăcut foarte mult că este pigmentat și are și particule mici iluminatoare. Deci cred că nu mai ne vestim cu iluminator când folosim acest produs. Dar o să revenim cu păreri despre după ce să-l folosim, să vedem cum rezistă și cum se comportă, dar ne place super mult cum arată. Mai avem două noutăți de la Melchior. Este vorba despre un nou base coat, 9-in-1. Nu am apucat încă să folosesc baza de unghii, Dorin a folosit-o. Dar am văzut că o conține keratină, ulei de argan și alte ingrediente benefice pentru unghii. Și avem și un lac de unghii din gama Storytelling. Noi avem o nuanță de albastru foarte drăguță și se numește Trust Me. Nici pe asta nu am apucat încă să o folosim, dar o să urmeze în curând. Îmi place că sunt micuțe, îmi plac mai mult ojele astea mai micuțe decât din acelea super mari și nu știu, mi se pare adorabile. Vreau să vă zic că base coat-ul e super bun, deci îmi place tare mult pentru că rezistă mult pe unghii și în afară de faptul că oferă o bază pentru lacul de unghii și rezistă mai mult lacul de unghii atunci când îl aplic, îmi place că pot să-l folosesc și singur și are o nuanță așa albă, lăptoasă și parcă întărește și unghia, chiar mi se pare super bun, printre cele mai bune pe care le-am folosit până acum. Acum am niște noutăți de la Sephora, după cum vedeți și pe pungă scrie Sephora Love Kat Von D, deci cred că v-ați dat seama despre ce este vorba. În curând o să se lanseze în sfârșit colecția de machiaj a lui Kat Von D, o să se lanseze și în România. Și am primit în avans câteva noutăți, am fost la petrecerea de lansare Sephora acestor noutăți în România și avem, tot acolo ne-am făcut și aceste tatuaje, nu știu dacă le-ați văzut, tatuaje așa stil biker, stil rocker. Ne plac tare mult și am primit multe complimente pentru ele, deși nu sunt chiar stilul nostru, sunt mai badass așa, dar chiar ne plac. Pe mine mă oprimea alte persoane pe stradă să mă întrebe cât m-a costat să-mi fac tatuajul ăsta. Pe mine nu pe stradă, dar colegi, prieteni, cunoștințe. Aici am paleta de contouring. Arată super drăguț, îmi place super mult și ambalajul. Îmi place că toate produsele au ambalajul negru în interior și au aceste steluțe pe interior. Arată super drăguț. Sunt un trademark, să zic așa, pentru colecția Kat Von D. Știți că are și niște steluțe pe în colțul ochiului. Paleta arată așa. Și o oglindă super drăguță, chiar îmi place mult. Și astea sunt nuanțele de bronzer și de iluminator. Iluminatorul nu conține sclipici, sunt destul de cremoase nuanțele, pur și simplu doar luminează zona, nu o și iluminează, adică nu au particule irizante în ele. Scrie Shade Plus Light Contour Palette, toate sunt mate. Și aveți și instrucțiuni interior, mi se pare super frumoasă paleta, nuanțele sunt cremoase, nu sunt deloc prăfoase, sunt foarte cremoase și foarte pigmentate, abia aștept să o folosesc, nu am folosit-o încă, am testat-o doar pe mână momentan. Și aici avem faimosul Tattoo Liner, tușul din colecția Kat Von D, probabil ați auzit și voi, peste tot se vorbește de acest, și acesta are un ambalaj super drăguț. Pe el sunt desenați trandafirii, care la fel, în afară de steluțe, sunt specifici colecției Kat Von D. Este un truș de tip carioca și are bilă. Abia aștept să-l folosesc pentru că am auzit o grămadă de review-uri pozitive pentru acest tuș și cu siguranță este bun. Nuanța este Trooper Black. Am auzit că este foarte rezistent și am nevoie de ceva pentru că îmi lăcrimează ochii și mai toate tușurile ajung să mi se scurgă aici la condiția de colț exterior al ochiului, așa că abia aștept să testez tușul ăsta. Eu nu am primit nimic, așa că o să trecem mai departe, să vă arătăm două noutăți de la Oriflame.
Prima oară o să vă arăt parfumul. Este un parfum destul de dulce. Se numește Sublime Nature și este cu tuberoză. Asta este pentru păr fragil cu tendință de cădere. Asta la fel am un miros super și abia așteptăm să o folosim. În general ne-am înțeles bine cu mășile de la preferata noastră SF. Este ceaul da. Extraordinar. Însă cred că asta o să o detroneze pentru că miroase și mai bine da, decât super. Aceea. Și abia așteptăm să o folosim și pe asta. Îmi place foarte mult ambalajul, a venit într-o cutiuță foarte drăguță, dar nu mai știu pe unde am pus-o. V-am pus-o pe... Este destul de dulcea, nu prea se potrivește acum când încă e destul de cald, o să mai aștept să se răcească vremea ca să pot să-l port. Mirosul îi se schimbă în funcție de unde e aplicat, de exemplu m-a aplicat pe haine și are un miros diferit, pe mână are un miros diferit și nu știu... Și de la persoană la persoană da, are miros diferit. Are un miros diferit, adică cred că e în funcție de pH-ul pielii persoanei respective care îl poartă și mie îmi place, nu-mi place imediat cum îl aplic, îmi place cum mi se schimbă mirosul mai târziu, peste câteva și ore, să zic așa, după ce îl aplici. Îmi place foarte mult cum miroase după câteva ore de la aplicare și cred că o să-l folosesc destul de mult atunci când o să se răcească vremea, pentru că, cum am zis, acum este cam dulce pentru vremea asta și abia aștept să se recurească să pot să-l port. Și un alt produs nou lansat de Oriflame este o nouă mascara Dior care se numește No Compromise. Are o periuță din aceasta mai groasă. Acesta este puțin mai diferit și se demachează cu apă, cu apă caldă, nu cu demachiant sau... Adică îl puteți demachia, bineînțeles. Adică da, sigur, puteți să folosiți și un demachiant bifazic ca să-l dea jos. Dar ăsta se demachează cu apă, eu mă mai demachez, mai demachez rimelurile cu apă de obicei pentru că am ochii destul de sensibil și mai am probleme cu unele demachiante bifazice, așa că mai folosesc apă și pentru mine nu e ceva nou, adică mai făceam chestia asta. Chiar se demachează ușor, l-am folosit de câteva ori, mi se pare că alungește destul de drăguț genele și e un rimel destul de ok, mie îmi place. Acum am niște noutăți de la Farmec, de la GeroVital, mai exact. Și niște produse din gama GeroVital Plant. Este vorba de o apă micelară hidratantă. Aceasta este cu extract de flori din mac. Arată super drăguț ambalajele acestea, nu știu, mi-aduc aminte de Kenzo, parcă. Avem și o cremă nutritivă cu multivitamine, ulei eco-certificat de flori de mac. Toată această gamă conține flori de mac. Avem și un CC cream. Și încă o cremă hidratantă. Nu am folosit niciunul dintre produse momentan. Am văzut că cremele nu conțin alcool, să le folosim. Apa micelară are parfum, din păcate, însă pentru persoanele care sunt ok și nu au tenul sensibil, cred că este foarte bună. Această gamă am mai primit încă un cadou super drăguț. Este vorba de o oglindă rabatabilă cu lumini. Mi se pare super drăguț. Momentan nu avem bateriile, însă o să-i punem și... Mi se pare foarte util atunci când te machiezi sau dacă faci tutoriale pe YouTube, chiar e super drăguță și utilă. Avem și ultimele noutăți de la Elseve. A venit în această cutie drăguță în roz cu negru. Este vorba de noi produse de îngrijirea părului din gama Arginine Resist. Și avem 3 produse noi. Prima oară o să vă arăt șamponul. Este un șampon fortifiant pentru păr de 3 ori mai rezistent. Cred că ați văzut și reclamele care apar acum la televizor. Triplu complex fortifiant, arginină, proteine și vitamina B3. Pentru păr fragil cu tendință de cădere, au miros super, super drăguț. Avem și un produs de tip acesta, spray. Este un balsam expres îmbogățit cu arginină, serum, strălucire. Și are dublă acțiune, descurcă părul și îl restructurează și îl hrănește. Asta este bifazic și se agită puțin înainte să îl folosiți. La fel și ăsta nu mi-a super culoarea. Drăguț. Dorina l-a folosit, l-am folosit odată. Da, este și heat protector, l-am folosit da. Chiar aseară înainte să-mi usuc părul. Și mi se pare că, de fapt nu mi se pare, că scrie și pe că asta face, descurcă mult mai ușor părul și mi se pare că mi l-a lăsat și mai drept. Chiar îmi place mult, o să-l mai folosesc acest spray. În general nu sunt fana balsamului de tip leave-in, mi se pare că mai îmi îngrașă puțin părul și mi-l îmbuxesc, însă acesta mi-a plăcut chiar super mult. Și ultimul produs este o mască de păr, mășile de păr sunt preferatele noastre. Asta este pentru păr fragil cu tendință de cădere, am un miros super.
și abia așteptăm să o folosim. În general ne-am înțeles bine cu mășile de la preferata noastră Elsev. Este ceaul da. Extraordinar, însă cred că asta o să o detroneze pentru că miroase și mai bine da, decât aceea. Și abia așteptăm să o folosim și pe asta. Și cei de la L'Oreal ne-au pus în pachetel și niște gantere super drăguțe roz pe care o să le folosim. Și un ultim produs pe care vreau să vi-l arătăm este de la Maybelline, produsul nostru preferat, concealerul nostru preferat, este Instant Age The Eraser Eye. Acesta s-a lansat, s-a relansat de curând pentru că a dispărut o vreme de pe piață și s-a relansat acum și l-am primit și noi în nuanța light. Mai avem unul deschis acum, dar îl folosesc, cred că aproape în fiecare zi îl folosesc, îmi place foarte, foarte mult. Ne însecem super bine cu el și o să-l de tot folosim de zile, în continuare. Tot folosim, da. Chiar dacă mai alternăm cu alte concealer, ăsta rămâne concealerul nostru de bază. Ne place mult de tot. Hei, între timp am mai primit câteva noutăți, așa că ne-am gândit să vi le prezentăm și pe acestea. Nu apucasem încă să edităm da. Clipul și ne-am gândit să le inserăm și pe acestea pentru că sunt foarte interesante. O să încep prima oară cu Avon. Am fost la evenimentul Avon, care a sărbătorit 20 de ani în România. Și am primit această cutiuță drăguță. În interiorul cutiuței am primit câteva din noile lor lansări pe care le-am și folosit și o să vi le arăt imediat. Am primit acest nou parfum, Eva Duet. Este în colaborare cu Eva Mendes și are două părți. Practic, parfumul conține două parfumuri. Acestea sunt. Se pot folosi și împreună și separat. Mie îmi place mai mult o parte, nu știu, dar le-am folosit și împreună și mi-a plăcut rezultatul final. Este super interesant parfumul și dacă aveți ocazia puteți să-l testați pentru că e foarte... Și ideea aceasta e foarte interesantă de a avea două parfumuri în unul, pentru că de fiecare dată când le combini opțional miros, pentru că întotdeauna o să pui mai mult din unul, mai puțin din celălalt sau data viitoare mai puțin din celălalt și întotdeauna este așa o combinație nouă, nu te plictisești practic de acest parfum. Am primit și un nou ruj din gama Marc, este un ruj lichid, le-am văzut acolo expuse și aveau niște nuanțe foarte, foarte frumoase. Noi vrem să ne mai luăm altă nuanță, că asta nu prea ne se potrivește atât de bine. Am primit nuanța Irresistible, este aici pare un fel de roșu, dar pe buze e mai mult un portocaliu. Și ne-a plăcut foarte mult și consistența produsului. Da, e foarte, foarte cremos. Foarte cremos. Și are și un miros super drăguț, vanilat, așa, nu știu. Și mi se pare că îți mărește puțin buzele, nu știu, dar de faptul că e foarte cremos, buzele par mai mari și arată super pe buze. Și ambalajul, nu mai zic, inițial eu am crezut că sunt lacuri de unghii, că le-am văzut agățate pe perete, chiar am crezut că sunt lacuri de unghii. Și apoi când au anunțat că și-au lansat rujul lichide, mi-am dat seama că de fapt acelea sunt. Și au o mulțime de nuanțe, deci chiar aveți de unde alege. Am mai primit o cremă de noapte din gama Anew. Nu mai am ambalaj, nu știu, am început deja să o folosim. Și asta este super interesantă pentru că are la fel două părți, cu două pompițe. Și am citit pe instrucțiuni că trebuie să te dai 7 zile cu crema 1 și apoi 7 zile cu crema 2. Și, sincer, nu mai folosim nicio cremă din gama Anew. Și nu mai avem o cremă de noapte, așa că ne-am gândit, am zis, o să încerc asta. Am citit, m-am uitat puțin pe ingrediente, mi s-au părut destul de ok, nu avea parfum, așa că are și AHA. Așa că am zis că o să încerc să o folosesc. Și mi-a plăcut surprinzător, mi-a plăcut foarte mult. Am folosit deja, cred că, de 4 ori, dacă nu mă înșel. Și mi se pare super, intră și repede în față, dimineața mă trezesc cu fața foarte fină. Sincer, chiar nu mă așteptam să-mi placă atât de mult. O să tot folosim ambele părți, deocamdată am folosit crema 1 și o să revenim cu o impresie, dar până acum mi-a plăcut foarte mult. Și ultimul produs pe care l-am primit de la Avon este un tratament fără clătire din gama Advanced Techniques. Nu am apucat încă să-l folosim pentru că mai avem încă două uleiuri pe care le folosim momentan, dar pare destul de interesant. De fapt, când l-am desfăcut, este pare un fel de balsam, este alb și mai gros și pare un fel de balsam pe care probabil îl aplici pe păr umed după ce îți speli părul. O să-l testăm și pe acesta, o să-i vină rândul cândva și o să vă anunțăm cum mi s-a părut. Acum am și eu câteva noutăți tot pentru păr, dar sunt de la brandul Apivita.
Și am lansat recent o gamă nouă pentru păr și am primit și noi câteva dintre noutăți. Gama e super variată, deci găsiți absolut pentru toate tipurile de păr și inclusiv pentru probleme ale părului, pentru păr uscat, pentru mătreață, pentru scalp gras. Găsiți o mulțime de produse la ei în noua gamă. Vă arătăm ce produse avem noi. În primul rând avem balsamul și șamponul din gama Moisturizing. Conține acid hialuronic și aloe. Sunt fără silicon și conțin 87% ingrediente naturale. Și mi se pare super tare că nu sunt pe bază de apă ca restul șampoanelor și produselor pentru păr. Conțin o infuzie de rozmarin. Și șamponul și balsamul sunt, această gamă este destinată pentru toate tipurile de păr. Deci hidratează indiferent de tipul de păr pe care l-ați avea. Balsamul l-am pus deja să-l testăm, dar nu am apucat. În schimb, am testat măștile. Masca aceasta este o mască pentru o singură folosire la pliculeț. Cristina a folosit-o deja pe ei. Se numește Express Beauty Hair Mask. Dacă vi se pare că suntem puțin răgușite și nu mai avem voce, e din cauza că aseară am fost la o nuntă și am chiuit puțin. Da. Și chiar am și cântat. Și mi s-a cam dus vocea, da? Aceasta este la fel fără silicon. Conține 97% ingrediente naturale aceasta. Și trebuie lăsată în păr pentru 10-20 de minute și oferă hidratare intensiv. Abia aștept să o folosesc și nu am folosit-o încă. Mie mi-a plăcut foarte mult. Chiar mi s-a părut, pliculețul ăsta mi s-a părut chiar prea mult pentru părul meu. Adică cred că puteam să folosesc de două ori, dar am pus-o odată pentru că nu îmi place să le mai pun acolo, pentru că se varș. Așa că am folosit-o pe toată, dar v-am zis, mie mi s-a părut foarte mult pliculețul ăsta pentru părul meu. Mi-a plăcut mult și mirosul, nu mă așteptam pentru că conține și rozmarin din ce am văzut și mă așteptam să fie un miros mai ciuduțel, dar e foarte, dar parfumul a fost foarte, foarte ok și mi-a hidratat părul și mi s-a părut că mi-a dat și așa o strălucire și mi-a plăcut super, nu v-am zis. Are 20 de, are 20 de mililitri acest pliculeț, deci cred că da, cred că va ajunge pentru două folosiri. Cred că o să ne mai luăm măști de genul ăsta la pliculeț. Când pleci undeva, mi se pare o variantă super, super ok să ții un pliculeț. Sau pentru un buz de hidratare, pur și da. Simplu, e, sunt super. Și mai avem un ulei de păr, Rescue Hair Oil, cu ulei de argan și măsline. Ăsta mi se pare super tare pentru că are 99% ingrediente naturale, adică practic chiar sunt uleiuri, nu sunt ingrediente, nu sunt ingrediente chimice, chiar conține doar uleiuri. Și acesta este la fel pentru hidratare și pentru a repara părul, dar și pentru a preveni vârfurile despicate. Deci pentru a preveni vârfurile despicate, cred că nu mai poți să le salvezi decât cu foarfeca. Însă dacă vrei să previi, e bine să folosești un astfel de ulei. Conține ulei de argan, ulei de măsline, ulei de migdale, ulei de floarea soarelui și ceară de albine. Și oricum și multe alte extracte de ulei, astea sunt ingredientele active. Mi se pare super, abia aștept să-l folosim pentru că e natural și sigur o să ne hidrateze super bine părul. Și ultima noutate pe care vrem să vă prezentăm este un ser concentrat pentru regenerarea unghiilor și a cuticulelor de la Femino Help. Este primul produs cu periuță pe care o folosim pentru cuticule de genul ăsta, adică se învârtește aici, este produsul, iese produsul și se aplică pe cuticule și pe unghii. L-am folosit și pe acesta de câteva ori și trebuie să spun că ne-a impresionat. În primul rând are un parfum foarte, foarte tare. Ne place super mult, deci mai ales când îl aplic, îmi vine să stau numai așa pentru că mi-a fost foarte frumos. Ca un parfum, exact, da. Și conține și acestea 5 uleiuri naturale care regenerează, întăresc, hidratează, moaie și netezesc. Conține ulei de argan, ulei de ricin, ulei de măsline, ulei de susan și ulei de avocado. L-am folosit de câteva ori și chiar mi s-a părut că îți moaie, îți moaie cuticule. O să mai îl folosim mai mult să ne facem o părere. Dar v-am zis, chiar ne-a impresionat, îmi place mult parfumul și se aplică foarte ușor. Adică nu e ceva complicat și nu știu, cred că o să-l folosim mai des față de alte produse pentru că ne place mult cum miroase. Cred că dacă îl aplici constant chiar o să observi rezultate, da. Chiar o să ai o manichiră mai îngrijită. Eu l-am aplicat doar de două ori și deja am observat că cuticulele arătau mult mai bine. Deci chiar cred că la unghii n-am observat deocamdată niciun efect. Cred că trebuie să folosesc pe termen mai îndelungat. Însă cuticulele chiar arătau mult mai bine după ce l-am folosit. Asta a fost a doua parte a noutăților, cum ar veni continuarea. Să sperăm că v-a plăcut videoclipul. Mulțumim mult că ne urmăriți. Nu uitați, dacă nu sunteți abonați, să vă abonați. Să ne dați un like la acest video dacă v-a plăcut. Și ne vedem săptămâna viitoare cu un nou clip. Pa!